Stimați telespectatori, ediția din această noapte a emisiunii Marele Jazz vă prilejuiește cunoașterea și aprecierea unor muzicieni de peste hotare prezenți pe scenele noastre cu ocazia inaugurării noului institut polonez din București. Cele mai multe minute muzicale ale prezentei emisiuni vor fi însă rezervate recitalului susținut la Art Jazz Club din București în data de 15 septembrie de trioul saxofonistului polonez Adam Pieroncic, avându-l drept invitat pe pianistul român Mircea Tiberian. Recitalul urmat în seara următoare de un concert organizat la Sala Arcup cu aceeași distribuție. A fost manifestarea prilejuită, cum spuneam, de inaugurarea Institutului Polonez din București, având în vedere faptul cunoscut că jazzul reprezintă pentru cultura poloneză a ultimelor decenii o componentă de valoare internațională. Alături de saxofonistul lider, au lăsat o bună impresie foarte tinerii frați Marcin Oleș, contrabas, și Bartłomiej Brat Oleș, baterie. Muzica recitalului, foarte modernă, tensionată, construită pe motive repetitive, a fost bazată pe creațiile saxofonistului Adam Pieroncic, în vârstă de 31 de ani, muzician remarcat în țara sa și pe alte scene europene, premiat în mai multe rânduri ca interpret în sine și pentru producțiunile sale discografice. Menționăm că Adam Pieroncic a fost încă din 1999 oaspete al concertelor și festivalurilor din România, ca invitat al grupului de componență internațională Interzone, coordonat de Mircea Tiberian. Să urmărim interesantul recital de la Art Jazz Club, încercând să surprindem lunea de idei și trăiri nonconformiste ale artiștilor oaspeți. Aceasta nu înainte ca în numele realizatorilor emisiunii să vă mulțumim pentru atenție și să vă informăm că cele trei momente pregătite pentru vizionare sunt compoziții ale lui Adam Pieroncic, intitulate Jumping in New Orleans, Plastained Black Sheep și cea mai cunoscută, cea mai realizată creația sa, The Foggy Land. Adam Pieroncic Trio și Mircea Tiberian. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mulțumesc!